Tragedie de nedescris pe o șosea din județul Olt. 4 oameni au murit, iar alți 3 au fost răniți într-un accident în care au fost implicate 2 autoturisme. Ne spune mai multe Alin Băsășteanu, este purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. E în legătură telefonică directă cu noi la această oră și vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Bună seara! Bună seara! Ce ne puteți spune, vă rog, despre intervenția colegilor dumneavoastră? Intervenția încă nu a fost finalizată. Din păcate, evenimentul s-a soldat cu 4 victime, este vorba de 4 bărbați găsiți decedați la sosirea echipajelor, unul dintre aceștia fiind încarcerat. Au fost alocate pentru gestionarea evenimentului resurse din cadrul subunităților din Slatina, Scornicești, Caracal, Balșosica de Sus, dar și echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță. În eveniment au fost implicate 2 autoturisme în care se aflau în total 7 persoane. Din păcate, într-unul dintre autoturisme, toate cele 3 persoane au fost decedate, iar în cel de-al doilea autoturism, o persoană decedată, iar alte 3 persoane au fost transportate la spital. Este vorba de 2 femei și un bărbat cu diverse traumatisme. La fața locului au acționat echipaje pentru descarcerare, autospeciale de prim ajutor, echipaje cu medic de la serviciul de ambulanță, o autospecială pentru victime multiple, dar și mai multe autospeciale pentru prima intervenție. Observ din imaginile de la fața locului că incidentul s-a produs pe partea carosabilă, traficul în zonă este blocat și la această oră. În acest moment traficul este blocat pentru intervenția echipajelor, dar și pentru efectuarea cercetării la fața locului de către echipajele de poliție. Cam cât estimați că va mai dura acțiunea colegilor dumneavoastră în teren? În acest moment nu putem estima acest lucru. Aveți detalii cu privire la vârsta victimelor, a persoanelor decedate? Din datele pe care le avem până în acest moment, persoanele decedate sunt tineri, sub 30 de ani, cei care și-au pierdut viața, din păcate, în acest eveniment. Știm că e de competența poliției rutiere, însă v-au venit informații cu privire la posibila cauză a producerii acestui accident rutier? Toate acțiunile în acest moment sunt concentrate pe intervenție. După finalizarea acesteia, colegii de la poliție vor efectua cercetarea la fața locului și cu siguranță vor reveni cu informații legate de împrejurările în care s-a produs acest eveniment tragic. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru toate aceste informații. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Olt, a fost în legătură telefonică directă. Mergem